Necazul celor trei copii și neajunsurile pe care le întâmpină mama lor, nevoită să-i crească singură doar din alocațiile lor, au ajuns și la urechile preotului Doru Ion Iagăru. De acum, le-a aflat povestea tristă, le-a sărit în ajutor. Pentru început, le-a dus de mâncare și câteva hăinuțe. Primele acțiuni, păi le-am adus cele necesare traiului zilnic, da? Alimente, îmbrăcăminte. În prag de iarnă le-am cumpărat o mașină de lemne cu care au trecut cu bine iarna și, dacă ne aducem aminte, iarna trecută a fost o iarnă extrem de grea. În urmă cu o lună, preotul a decis să le renoveze locuința distrusă de un incendiu. Materialele necesare le-a cumpărat din banii strânși de la enoriași, iar pentru lucrările de reparație a primit ajutorul unor semeni care s-au oferit voluntar. Tot cu ajutorul unor oameni cu suflet mare, familia din Drăghiceni a primit un frigider și o mașină de spălat. Alcăția copilor, 2.600.000, atâta am tot alcăț. Și cum reușește să vă descurcați? Părintele ne ajută. Părintele mă sună mereu. Mi-a încărcat și buteliile, mi-a luat toate alea. Și mașina de spălat și frigider și toate alea. Părintele ne sună și ne aduce. Mă întreabă ce am nevoie și spui. Părintele, n-am cutare, vine și ne duce. Și dereu pentru copii, și hainuțe, și pături, și perini, și toate alea, părintele ne-a adus. Preotul din Caracal va organiza luna viitoare o tabără pe litoral, 25 de copii, între care și doi băieți ai familiei din Drăghiceni, care nu au văzut marea niciodată, se vor putea bucura de un sejur în stațiunea Eforie Nord. Preotul spune că nimic nu se compară cu bucuria pe care o trăiește atunci când îi ajută pe cei aflați la nevoie. Este împlinirea cuvântului Evangheliei, da? Dacă tu ai două haine, să dai și celor de lângă tine una din ele, da? Este un fapt creștinesc pe care fiecare creștin care vine la biserică, nu numai slujitor al altarului, ci și credincios, trebuie să-l facă. Părintele Ion Doru Iagăru face parte din prima generație de preoți de spital încadrat în Ministerul Sănătății.